Bună seara! Bine v-am găsit la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Datorită restricțiilor din cauza pandemiei de COVID-19, în această dupămasă nu am putut ține revisajele obișnuite, dar am dorit să lăsăm un mesaj video în care să faceți cunoștință cu expoziția artistei clujene Foru Agneaș, care se află în momentul de față aici cu noi. Și să vă invităm ca în zilele viitoare să vizitați expoziția, care în mare parte este o retrospectivă a creațiilor artistice din ultimul deceniu al Foru Agneaș. Foru Agneaș fiind absolventa Institutului de Arte Plastice Ioan Andreescu, promoția 1986, dacă nu mă înșel, secțiunea ceramică și în ultimii 10 ani a creat și a adus în fața publicului o serie de lucrări care, în ansamblul lor, reprezintă nu numai o creație a unui univers personal, ci și o expresie a unor povești, a unui narațiuni, a sufletului și ale omului, respectiv a comunității noastre. Nu o să intru în mai multe detalii, ci o să rog pe colega noastră să spună câteva cuvinte despre Foru Agneaș și despre creația artistei, după care o rugăm și pe artistă să le spună câteva cuvinte despre această expoziție. În primul rând, vreau să spun că mă simt foarte onorată de faptul că colega mea s-a gândit să mă invite să vorbesc despre lucrările ei. Eu am o mare admirație pentru creația ei în general. Mă gândesc și la ceramica ei de cumpărături și la ilustrațiile care le face de mulți ani. Dar favoritele mele trebuie să spun că sunt pastelurile și anume materialul acestei expoziții. Ele sunt lucrări cu care mai am avut ocazia să mă întâlnesc și care mi-au indus întotdeauna o stare de bine. Spun că mă bucur atât de mult pentru că am ocazia să mă reîntâlnesc cu aceste lucrări, tocmai pentru că în aceste zile avem nevoie de această stare de bine. Lucrările de față prezintă o lume, o lume care spune eu încărcată de magie. Chiar dacă am putea să spunem că ele se reflectă o lume a satului, o lume idilică, a suburbiilor. Apar aici-colo diverse motive, diverse personaje. Cred că mai important este să spunem că ele sunt niște mesaje pictate care ne invită într-o lume personală a artistei, o lume a bucuriei de a explora fiecare zi a vieții noastre și ne invită să ne simțim și noi ca și ea pozitiv. Da, dar avem un joc de culori, un joc de idei și practic putem să vedem elemente care sunt mai puțin vizibile ochiului și sunt mai vizibile spiritului, practic. Dar totuși aș dori să o rog pe Foru Agneaș, care sub mască, cu siguranță, zâmbește, să ne spună câteva cuvinte despre expoziție și despre cum a ajuns să creeze aceste pasteluri. Neavând atelier și mai degrabă atelier de ceramică, am început să lucrez cu pastel, moștenind de la material, moștenind de la tata. Și cam în jur de 20 de ani lucrez cu culori, cu pastel, dar am creat lumea mea de, nu știu, de poveste sau de imaginația mea, pentru că căutam mare ce aș putea să prezint, să mă reprezint în lucrări de desen, că astea sunt desene. Aici, la expoziția aceasta, este o retrospectivă din patru expoziții din 2010.
expoziție avea tema lui. Însă, cu această ocazie, un pic, eu m-am uitat cu lucrurile și am amestecat un pic ca să atrag un pic oamenii să se gândească mai mult la lucrări și nu la seria de lucrări în sine. Și, cum a spus și Aghi, practic e o lume, un desen al lumea, o lume a desenului în care fiecare ne putem simți foarte bine. Și în aceste circunstanțe destul de neplăcute pentru societate, cred că o astfel de expoziție chiar merită vizitată, pentru că îți ridică tonusul spiritual și lucrările te conduc într-o lume a poveștii, o lume probabil a unei copilării care îți apare pe suprafața lucrărilor. Aș vrea să întreb mai dacă ar fi amabile să ne povestească puțin, să ne descifreze puțin simbolurile ei preferate, care am observat că se repetă în mai multe lucruri. Da, am destul de motive, așa, simboluri care apar de mai multe ori în lucrările mele, de exemplu, scara, fereastra, ușile, mătura, și rădăcinile, și mai degrabă în ultimele luni sau chiar în anul trecut apar figurile umane, adică portretele umane pe suprafață, adică pe compoziție, da. Și mai degrabă sunt figuri destul de urâte cu exprimările lor care reprezintă acum lumea noastră în care trăim. Figuri care eu de altfel sunt în contrast cu, de exemplu, cu cocoșul sau cu iepurașul care da, pentru că e un joc al culorilor și joc al figurilor și a formelor. Dacă vă uitați la expoziție, o să vedeți că multe dintre lucrări au chiar o poveste în sine. Au ne aduc în față instantanee din poveștile din copilărie, practic. Se reprezintă o îmbinare între o lume a poveștilor și o lume a realităților, a realității contemporane. Dar cam așa, la fiecare lucrare ar putea să fie o poveste, o întâmplare. Când desenez, când lucrez, este se face un dialog între lucrare și mine. Așa că povestim între noi. Chiar și cu voce tare, câteodată. Și, și așa am povestit. Așa între noi și întreb și eu de la figura de prelucrare că oare dacă aș mai putea aici pune ce ai zice sau, ca în alt terapie. Pentru că trebuie să știți că Foro Agnes în ultimii ani se ocupă de terapie pe coartă, ceea ce în oarecare măsură se reflectă și în aceste lucrări. Pentru că lucrările de față îți provoacă un sentiment pozitiv. Chiar și dacă arată lumea urâtă, lumea deformată a realităților contemporane, totuși peisajul în sine este unul pozitiv care te invită chiar și în această lume mai bună. Ca urmare, am să vă rog să vizitați această expoziție care va fi deschisă de următoarele 3 săptămâni, adică până în 1 noiembrie, și sunt convins că vă veți simți bine în sălile de expoziție.